Bun găsit, prieten, după dubla cu Malta și Norvegia, suntem alături de fostul internațional Cosmin Contra, selecționerul echipei naționale a României. Salut, Cosmin, îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră, știm că ești pe fugă, ai fost în Norvegia, în Malta, te-ai întors puțin în Spania și acum te pregătești de turneul final al campionatului european de tineret. Una peste alta, 4 puncte, exact obiectivul pe care ți l-ai dorit, minim. Mulțumit? Da, mulțumit, da. Mulțumit de cele 4 puncte, mulțumit de anumite momente din jocul echipei naționale, bineînțeles că sunt lucruri care încă trebuie îmbunătățite, dar în general mulțumit de reacția pe care a avut-o echipa în momentele dificile și aici mă refer după 2-0 în Norvegia, reacția pe care a avut-o, aceeași reacție pe care a avut-o și în Suedia, a doua repriză. Aceeași reacție am avut-o după 2-0, ultimele 20 de minute din meci, 15 minute din meci au fost foarte bune, în care băieții au reacționat și și-au dorit să reintre în joc și să chiar să egaleze. Nu? Și au reușit lucrul ăsta și acest spirit de a nu ne da bătuți niciodată există la echipa națională și e un lucru care e pozitiv în momentul de față. Cum reușești să-i motivezi pe fotbaliști și atunci când sunt conduși? Multă lume spune că regăsește în spiritul echipei naționale spiritul tău de luptător ca fotbalist. Da, încerc să le transmit această responsabilitate pe care trebuie să o aibă un jucător când îmbracă tricoul echipei naționale, adică să nu se dea bătut în niciun moment. Adică până când fluieră arbitru finalul meciului, trebuie să dea totul pe teren și niciodată, indiferent de adversitățile cu care se confruntă în timpul unui meci, să nu se dea bătuți. Și eu cred că este unul dintre lucrurile care le-am implementat în cadrul echipei naționale și există. Și eu mi-aș dori ca echipa națională să joace mai bine, să câștigăm noi 2-0, să alerge adversarii după egalare, dar din păcate până acum nu s-a putut lucrul ăsta. Am rezolvat meciurile cu echipele mai slabe din grupă, le-am rezolvat foarte, foarte repede, foarte ușor în prima repriză, atât în meciul cu Insulele Feroe cât și în Malta. Și asta este un lucru pozitiv, dar trebuie să fim conștienți de faptul că la nivelul ăsta orice greșeală, orice eroare este taxată. La un meci cu Suedia, cu Norvegia, cu Spania, sunt erori care, dacă le continui să le faci, poate să te coste o calificare. Cum ai gândit meciul cu Norvegia? Asta ca să lămurim unele critici, pentru că au fost și momente de joc mai puțin bun, poate că au fost și jucători care nu au dat randamentul la care te așteptai, dar tu ești pe care i-ai văzut la antrenamente toate zilele. Se poate întâmpla. Eu am văzut bine pe cei care au intrat în primul 11. M-am gândit meciul, l-am gândit, din punct de vedere tactic, l-am gândit exact. M-am gândit că în a doua repriză, ultimele 30 de minute, poate cu un 0-0 să am jucători pe bancă care să intre și să-mi aducă plusul ăla de prospețime de care am nevoie, poate să câștig meciul din Suedia. Nu mă gândeam că trebuie să introduc aceste 3 schimbări pentru a egala, dar m-am gândit că din punct de vedere fizic majoritatea jucătorilor care au început meciul din Norvegia poate să se bată cu jucătorii norvegeni. Am început bine meciul, 10 minute am făcut lucrurile cum trebuia să le facem, după care, ca și în meciul din Suedia, am avut acea cădere de vreo 25-30 de minute în care norvegenii ne-au dominat din toate punctele de vedere și n-am reușit să stopăm acest joc al lor de forță, de viteză, cu acțiuni foarte simple. Noi n-am știut să ținem de minge, n-am știut să avem posesia aia pe care am lucrat-o toată săptămâna și bineînțeles că după 2-0 acea schimbare tactică cu 4-3-1-2 cu Hagi în spatele celor două vârfuri a făcut ca echipa Norvegiei să nu mai aibă aceeași claritate în idei și noi să reintrăm în joc și prin golul marcat din fază fixă și eu l-am gândit așa meciul. E clar că totdeauna după meciuri te analizezi și vezi anumite lucruri, vezi anumite
prestația ale unor jucători, care e clar că trebuie să le analizez, dar se poate întâmpla oricui să prindă o zi mai puțin bună și să nu facă un meci lucid. Dar din punct de vedere tactic, să știi că jucătorii au încercat să-și ducă la bun sfârșit ceea ce le-a marcat în teren și au alergat, s-au bătut, n-au avut realizări individuale pe faza de atac, dar pe cealaltă fază, în prima repriză, s-au achitat bine de sarcini. Nu este mai greu în fața echipelor din țările nordice decât în fața echipelor din țările latine, care poate ne dau mai multe spații, au jucători tehnici ca și noi? Da, 100% din ce am simțit eu până acum. Am jucat cu, inclusiv până aici, și Insule Feroe, Danemarca, Suedia, Norvegia și Insule Feroe. Clar că sunt naționale cu care noi nu putem să jucăm bine sau nu avem reacții în fața jocului foarte simplu, practicat de aceste echipe, jocul în forță, în viteză. Și deocamdată este un joc care ne pune în mare dificultate. Aș vrea să lămurim niște lucruri. Au fost anumite contestări. În primul rând, selecția. Aș vrea să te întreb ce variante ai avea, pentru că pe vremea ai prins ambele generații, și generația de aur, adică a lui Hagi Popescu Petrescu, și generația în care ai fost lider alături de Lobon, Schivu, Mutu, Rădoi. Jucați la nivel înalt în țări cu campionate puternice, ceea ce nu mai avem acum. Acum am avut așa, jucători din Bulgaria, din campionatul Bulgariei, jucători care s-au bătut pentru retrogradare în Rusia, în Turcia, în Ungaria, jucători din țările arabe. Diferență ca de la cer la pământ. Ce ai fi putut să faci mai mult, ce ai fi putut să aduci mai mult dacă mai existau și alți jucători de valoare? De fapt, într-un singur cuvânt, mai avem fotbaliști? Eu cred că fotbaliști mai avem. Problema care se pune, în afară de Tătărușanu și Toșca, care au avut, cel puțin Tătărușanu, ultima lună, nu datorită lui, datorită clubului care vrea să-l forțeze să prelungească contractul la Nant în niște condiții care el nu era de acord, și știam de situația lui, și poate Toșca cu situația pe care a avut-o la PAOK, dar a jucat ultima lună înainte să vină la echipa națională, a jucat un meci titular. Au fost singuri jucători care nu au venit pentru că sau au venit pentru că nu aveau în ultimele săptămâni meciuri în picioare, nu? În rest, toți jucătorii care au fost chemați au avut randament foarte bun la echipele lor de club. Poate Nicușor Stanciu, în ultima săptămână înainte de a veni la echipa națională, a avut probleme care le are, dar înainte de asta a și marcat un gol, a și jucat vreo 2-3 meciuri foarte, foarte, foarte bine. Eu cred că am încercat să aleg jucători care au dat satisfacție la echipele lor, chiar dacă sunt echipe care s-au bucurat la retrogradare. Dar au jucat meci de meci, nu? Anton, după accidentarea pe care a suferit-o la națională, i-a fost mai greu să reintre din nou în titular în echipa lui, dar la fiecare meci a jucat, ori jumătate de oră, ori 40 de minute. Nedelcearu joacă meci de meci la echipa lui de club, chiar dacă s-a salvat la baraj. Sunt jucători care au jucat, care au dat antrenament, care îi vedem, îi urmărim etapă de etapă pe platforma care avem noi și în care urmărim jucătorii. Și cred că din punctul ăsta de vedere, eu cred că am făcut o alegere bună, pentru că am ales jucători care din punct de vedere fizic poate să bată cu echipa Norvegiei. Sunt multe lucruri care se spun, sau sunt multe neadevăruri care se spun, dar nu pot să mulțumesc pe toată lumea, din păcate. Totdeauna încerc să aleg ceea ce cred eu că poate să mă ajute în anumite momente sau în acele meciuri. Și în rest, din păcate, aș vrea să mulțumesc pe toată lumea, aș vrea să ascult părerile tuturor și să le iau în considerare, și în anumite momente cu argumente le iau în considerare, dar niciodată nu pot să fiu de acord cu răutățile care se creează, se spun despre mine, cei care nu mă cunosc, sau cei care mă cunosc știu foarte bine că
ceea ce se spune și se scrie despre anumite situații nu se întâmplă niciodată cu mine antrenor. Când ai vorbit ultima dată, sau de fapt, mai bine zis, cât de des vorbești cu, în ordine, a fost acuzat că bagi jucătorii finei tale, Ana Maria Prodan, Lucia Marinescu, frații Becali, Pietro Chiodi, bănesc că ei patru sunt cei care impresariază fotbaliștii la echipa națională. Vorbesc, dacă trebuie să vorbesc cu aceste persoane, în anumite situații, când jucătorii au probleme. Cu Nicușor Stanciu am vorbit imediat când a ieșit știrea în presă că a fugit de la echipă. Clar că am vorbit cu Ana Maria să întreb de situația lui Nicușor Stanciu, pentru că e clar că e un jucător care mă bazam pe el și vreau să știu care e situația lui. Marinescu n-am mai vorbit de foarte mult timp cu el. Nu știu dacă m-am întâlnit, ultima dată m-am întâlnit în aeroport, dar nu mi-aduc aminte dacă a fost la Madrid. Ne-am întâlnit în aeroport, ne-am salutat și atâta tot. Pietro Codi vorbesc când apar anumite lucruri și întreb dacă sunt adevărate anumite lucruri care apar. Sunt lucruri normale care se întâmplă pentru că sunt antrenor la echipa națională și mă preocupă situația jucătorilor, mă preocupă să văd dacă anumite știri sunt reale. Și clar să vorbesc cu ei, cu Giovanni și cu Victor, cred că m-am întâlnit ultima dată la un meci pe Stadionul Național. Nu știu dacă cu Victor m-am întâlnit la un meci pe Stadionul Național, între Steaua și CFR Cluj, cred că a fost, și m-am întâlnit din... Dar știi de cine sunt impresarea jucătorii? Nu știu, dacă te întreb acum de un jucător, știi? Da, Nicușor știu, pentru că am vorbit de situația lui. În rest, nu știu cine este impresarea de Chio, de cine este impresarea de firma lui Becali. Nu știu și chiar nu mă interesează lucrul ăsta. Și cine mă cunoaște cu adevărat știe că nu se întâmplă asemenea lucruri. Și nu mă influențează nimeni, indiferent de că sunt impresari, președinți de club sau patroni. Nu sunt influențat de, sau nu sunt un tip care mă lasă influențat. Știu că ai avut o relație bună cu toți selecționerii care te-au convocat la echipa națională, fie că a fost vorba de Iordănescu, de Pițurcă, de Hagi, de Răzvan Lucescu, de Beloni, și s-a apărut această defadură, poate că și scoasă din context, că ai spus tu că tu nu faci ce au făcut întregul selecționerii. Eu vreau să spun de cei care mă contestă, care spun asemenea lucruri, că nu sunt ca ei. Nu am vrut să mă refer și eu. Niciodată nu am crezut că la echipa națională, niciodată. Deci niciodată, atât când am jucători, că la echipa națională poate să vină jucători pe interese. Eu întotdeauna, și din ce am simțit eu ca jucător, de cât acei 10 ani, 12 ani cât am fost la echipa națională, în niciun moment am simțit vreodată că nu vin cei mai buni jucători care poate să-i convoce antrenorul în momentul acela. Toți antrenorii au avut aceeași problemă. Când au făcut convocările, întotdeauna au fost jucători care s-au fost discuții pe seama altor jucători, dar eu cred că întotdeauna antrenorii au ales cei mai mulți jucători sau jucătorii care puteau să-i ajute în acele momente, și același lucru fac și eu. În niciun moment cred că cineva nu se gândește să cheme la echipa națională cei mai buni jucători sau cei mai în formă jucători sau jucătorii care consideră antrenorul că poate să-i ajute în anumite momente. Îți ofer pentru următoarele partide ale echipei naționale niște variante. 12 puncte, 4 victorii, Suedia, Norvegia, Malta acasă și Feroe în deplasare. Și după aia vin bonusuri. 13 puncte, un egal în 2 meciuri cu Spania, 14 puncte, 2 egaluri cu Spania, 15 puncte, o victorie în 2 meciuri cu Spania. Ce alegi? M-aș mulțumi cu cele 12 puncte care mi-ai zis, pentru că sunt 3 meciuri acasă. Dacă noi le vom câștiga și vom câștiga în insule Feroe, e clar că suntem 95% calificați la europene cu aceste 4 meciuri. După aia, dacă va fi din aceste 2 meciuri vreun bonus, vom vedea. Cu toate că, de-a lungul istoriei, întotdeauna echipa României a jucat mult mai bine împotriva echipei Spaniei, de exemplu, decât a jucat împotriva echipelor nordice. Și sigur, stilul de joc al spaniolilor ne avantajează un pic, pentru că sunt, cum ai zis tu, jucători tehnici ca și noi, au o posesie, nu au o viteză foarte mare de joc. Dacă ai o capacitate de efort bună, stai bine în teren, joci anumite
sau face anumite lucruri foarte bine pe contraatac, poți să-i pui în dificultate. Și se vede că de-a lungul timpului, puținele meciuri care am jucat împotriva Spaniei, n-am avut rezultate așa proaste. Când ai preluat funcția de selecționer, erai conștient cât de dificil va fi și mă refer acum nu numai la selecție și la meciuri și la rezultate, la toată conjunctura asta și că, nu știu, trebuie să fii, nu știu, ca un boxer, bun încasator. Da, nu, e clar că sunt bun casator, sunt genul care știe să aprecieze anumite opinii bune, dacă ai argumentele necesare să faci acele opinii, și sunt genul care sunt capabil să învăț din anumite lucruri dacă văd că sunt argumentate foarte bine. Știu și și eu zic în continuare. Înțeleg majoritatea oamenilor din fotbal, înțeleg că nu pot să mulțumesc pe toată lumea, înțeleg că mulți au opinii diferite față de mine, mulți au o viziune poate diferită față de mine de ceea ce dorești de la un jucător sau de la o echipă națională. De aia suntem persoane diferite, sunt gândiri diferite, niciun antrenor nu seamănă în gândire cu altul. Și singurul lucru de care eu sunt liniștit și voi fi liniștit întotdeauna, și dacă voi pleca mâine de la echipa națională, pentru că știu că am făcut tot ce a depins de mine și am muncit foarte mult ca echipa națională să arate altfel, să aibă un spirit de echipă, să aibă rezultate, să se bată în multe momente de la egal la egal cu oricine pe teren, să nu se dea bătută niciodată. Și eu cred că rezultatele sunt acolo. Nu putem să dăm la o parte rezultatele, și rezultatele există. Pentru că am pierdut un singur meci oficial de când sunt la echipa națională, cel din Suedia. Restul meciurilor ori am făcut egal, ori am câștigat. Am pierdut un singur meci amical din toate meciurile pe care le-am disputat, împotriva Olandei acasă. Nu cred că sunt statistici care să facă ca lumea să aibă dubii față de munca pe care o depun la echipa națională. Dar, sigur, nu sunt. Cum am mai zis, nu pot să fiu sau nu pot să fac la echipa națională ceea ce își doresc alții să fac la echipa națională. Sincer, ești un tip dificil. De ce nu accepti criticile? Ai părut Nu, irascibil nu. și nervos la Nu, conferința de presă după meciul din Malta. nu când apucrit, nu accept criticile. Eu am recunoscut și am zis-o imediat la interviu, imediat după meci, că din punctul meu de vedere am făcut 70 de minute slabe în Norvegia. Și din punctul meu de vedere, poate unul dintre cele mai slabe meciuri pe care de când sunt eu antrenor la echipa națională. Eu am recunoscut lucrul ăsta. N-am avut forță în atac, ne-au dominat din punct de vedere fizic, ne-au dominat total. N-am știut ce să facem la acest joc al Norvegiei. N-am avut remediu necesar să îi punem în dificultate. Nu mă deranjează, cred, pentru că eu sunt critic cu mine, în primul rând. Și întotdeauna, după meciul din Norvegia, chiar dacă am făcut 2-2, să știi că am stat până la 5 dimineața, 6 dimineața, am văzut de 2 ori meciul împreună cu staff-ul meu și am analizat foarte la rece ceea ce am pregătit, ceea ce s-a întâmplat pe teren, de ce anumiti jucători au putut să arate foarte bine cu câteva zile înainte și pe durata celor 6-7 zile și la mesă nu aibă randamentul în atac de care noi aveam nevoie. Sunt multe lucruri care analizăm și suntem critici, cel puțin eu sunt critic cu mine, dar nu pot să accept anumite Acuzații. tente și acuzații care fac rău echipei naționale. Nu pot să accept lucrul ăsta, dar criticile le accept, dar nu accept criticile care acuză de anumite lucruri care se întâmplă sau s-ar fi întâmplat la echipa națională, dar nu este adevărat. Ce vine din spate? Vedem împreună meciurile de la turneul final. Cu ce abordare mergi în Italia? Avem o grupă infernală cu Croația, Franța și Anglia. Jucători care provin din țări care la ultimul campionat mondial au câștigat trofeul, au jucat finala și au participat într-o semifinală. Vedea, Alex, e clar că sunt jucători la aceste trei echipe, 4-5 jucători care joacă la nivel cel mai înalt.
jucători care joacă la echipe de top, jucători care joacă Champions League an de an, jucători care deja au cochetat sau joacă multe meciuri titulare la echipele naționale mari. Și atunci vom vedea jucătorii noștri cum se vor prezenta. Dar eu am încredere. Toată lumea vorbește bine de acești jucători și, din punctul de vedere sunt 9-10 jucători care deja au debutat la echipa mare, deci au făcut pasul spre echipa națională mare, deci știu ce înseamnă să faci acest pas. Au și ei încredere că pot să facă față oricărui adversar. Acum depinde un pic și cum se va decurge jocul. Știi foarte bine că poți să pregătești foarte bine jocul și, eu știu, o greșeală personală a unui jucător să facă diferența, nu? Sau să schimbe total ceea ce ai gândit tu despre acel meci. Ce îi poate motiva mai mult pe acești băieți decât că participăm după 21 de ani? La ultimul turneu final ai jucat ca fotbalist. Mai mare plăcere să joci la un campionat european și cu astfel de forțe ale Europei. Ce mai poate să-i motiveze pe acești băieți? Nu, să-i motiveze sau să aibă ambiție să creadă că poate să treacă de grupe. Asta trebuie să-i motiveze. Pentru că nu trebuie să... Din ce a vorbit eu în Mirel și suntem pe aceeași lungime de undă, mesajul este că putem să ne batem și putem să ne calificăm în semifinale. Asta trebuie să fie mesajul. Păi vom vedea dacă vom putea, dar trebuie să încercăm să facem sau să ne batem cu ei și să nu ne fie frică de aceste forțe. Pentru că dacă intrăm cu frică, atunci probabil această frică poate să facă diferența. Dacă intrăm cu încredere că putem să ne batem cu ei, poate putem să și câștigăm. Când au fost aproape de calificare la un meci, la Ovidiu, ai fost la ei în vestiar, i-ai încurajat. Vei merge și acum? Ai ce să le mai spui? Voi fi cu ei acolo, lângă ei, pentru că, cum am zis, 9 din ei deja au fost cu mine la Naționala Mare. Știu mesajul care îl transmit de fiecare dată când vin la echipa națională. Probabil același mesaj îl va avea și Mirel Rădoi. Eu sunt acolo ca să-i susțin, sunt acolo ca să-i văd cum se descurcă la un campionat european cu presiune, cu jucători sau cu echipe naționale foarte puternice și atunci să vedem dacă sunt și mai mulți jucători dispuși sau disponibili pentru a face pasul spre echipa mare. Lumea spune că regăsește în echipa națională mare spiritul de luptător pe care l-ai avut tu ca fotbalist. Și la tineret, în cazul de față, selecționerul, se știe, a fost lider la Steaua, a fost nucleul de fotbaliști importanțe ai voștri în Naționala Mare. Spirit de luptător, mâini rupte, nas rupt, ce le poate transmite în aceste momente fotbaliștilor ca să obțină? Adică e clar că dacă din punct de vedere valoric poate celelalte echipe, măcar Franța și Anglia, sunt peste noi, cu ce putem să venim? Păi da, asta e exact ce ai zis tu, să compensăm cu spiritul ăsta de luptă care trebuie să existe la când te întâlnești cu echipe mult mai puternice, tu trebuie să alegi mult mai mult adversarul, trebuie să compensezi prin dăruire, prin agresivitate, să faci din punct de vedere tactic lucrurile foarte bine, să nu ai greșeli personale. Sunt multe lucruri care influențează un meci împotriva unui adversar puternic. Și atunci eu cred că, din ce am văzut eu, cum au suferit ei la meciul din Portugalia când au câștigat, inclusiv cu penaltiul apărat în ultima secundă a meciului de Radu, să nu face decât să bucure, nu? Cred că suporterul român, pentru că vede o schimbare în bine din punctul ăsta de vedere. Nu poate că dacă înainte nu aveam rezultate și erau și blamați jucătorii pentru că nu se vedea spiritul ăsta de luptă și nu se vedea sacrificiu când veneau și îmbrăcau tricou echipei naționale, eu cred că acum nu se mai vede lucrul ăsta. Cel puțin acest spirit există, nu? Și de aici începem să construim. Dacă noi avem acest spirit, putem să construim ceva bun pentru viitor. Cât contează absența lui Răzvan Marin și că dacă traseul făcut de el cu viitorul refuză Steaua, se duce la Standard Liège în Belgia, acum Ajax, și înțeleg că visul lui și al tatălui său pe care îl cunoști
și probabil că contează și foarte mult că a trăit în această educație și în spirit de fost fotbalist corect, este să ajungă la Real și Barça sau Barça. Cum vezi absența lui și traseul lui? E clar că absența e importantă, dar cred că sunt jucători în momentul de față la echipa națională de tineri care poate să suplinească foarte, foarte bine această absență. Și cred că Mirel va găsi formula ideală ca să suplinească această absență. E un jucător important, e un jucător care cu experiența acumulată la Standard Liege, cu încrederea pe care o avea după acest transfer la Ajax, eu cred că ar fi fost de mare ajutor în meciul împotriva Croației, Franței și Angliei. Dar nu este și atunci e clar că nu putem să vorbim de un jucător care nu poate să participe la campionatul european și trebuie să vorbim de jucătorii care sunt convocați acum de Mirel Rădoi în Italia și să avem încredere că acești jucători vor face un campionat european de excepție. Lumea te judecă, lumea cere explicații, dar cât te ajută campionatul intern care pare că este foarte slab? Este un slab, dar numai că este slab. Noi avem o problemă și că în ultimii ani echipele din România nu au ajuns în competiții europene, în grupe cel puțin. E greu că la nivel de... dacă nu joci la un nivel internațional, să te bați cu echipe puternice, cu jucători puternici, e clar că echipa națională are de suferit. Pentru că experiența acumulată la nivel internațional îl ajută pe jucător în momentul când vine la echipa națională. Și noi, din păcate, în ultimii ani nu am avut acest ajutor, nu? Pe plan internațional, ca jucătorii care vin la echipa națională să joace la nivel foarte, foarte mare și să joace Champions League, Europa League, grupe și să simtă această competiție internațională. Dar sperăm ca pe viitor tot mai mulți jucători din acești tineri să facă pasul spre echipe ca Ajax, să joace competițiile europene și veți vedea că vor veni cu o altă încredere la echipa națională, cu o altă mentalitate. Echipa națională va crește în valoare și vom avea și rezultate mai bune. Cu toate că nu zic că nu avem rezultate, lumea se așteaptă să jucăm ca Barcelona, dar nu putem să jucăm ca Barcelona în momentul de față și eu mi-aș dori să jucăm ca Barcelona și eu mi-aș dori să jucăm ca o echipă foarte puternică, că câștigăm toate meciurile 3-0, stau liniștit pe bancă, stau să nu fac probleme, dar din păcate în momentul de față nu suntem la acest nivel. Campioana CFR a avut 4 antrenori pe bancă, încă un motiv în plus să ne dăm seama că este un campionat mediocru dacă atunci cei care câștigă campionatul au avut 4 antrenori pe bancă. E meritorie, te-a surprins revenirea lui Petrescu, ai fost și tu antrenor în China. Un pic da, un pic m-a surprins revenirea lui Dan, dar e clar că este probabil conducătorii sau cei care conduc la CFR Cluj și au dat seama că Dan Petrescu este antrenorul ideal pentru CFR Cluj. Atunci au insistat pentru revenirea lui. E clar că Dan Petrescu a făcut echipa care a ieșit campioană anul trecut, e clar că același nucleu de jucători a rămas și anul ăsta și au câștigat campionatul. Înseamnă că ceva bun s-a făcut anul trecut și s-a continuat anul ăsta. Și dacă au câștigat campionatul, înseamnă că sunt cei care au meritat să câștige campionatul, indiferent că au avut 4 antrenori în decursul acestui an. Înseamnă că nucleul de jucători pe care l-au format acolo la Cluj este unul puternic. FCSB încă un an fără trofeu, din nou locul 2. Ținta principală a acuzațiilor este patronul, Gigi Becali. Din ce vezi tu din afară și ai fost la meciuri? El e vinovatul principal, faptul că se implică la echipă? A recunoscut că face schimbările? Eu nu cred că Gigi Becali intră în teren. Eu cred că în multe momente ține și de jucător, poate de, cum am mai zis, au fost meciuri în care, eu știu, poate au avut ghinion, au meritat să câștige și n-au câștigat. În decursul unui campionat sunt multe momente în care trebuie să profiți de anumite situații și poate Steaua, FCSB n-a profitat de aceste situații. Sunt multe lucruri care pentru a câștiga campionatul trebuie să ai o constanță, trebuie să ai și noroc de rezultatele contra candidatelor. Și cred că în ultimii ani Steaua a avut și acest ghinion de a nu avea noroc în anumite situații. Nu? Dar nu cred că
Nu cred că patronul le transmite să jucătorilor să intre pe teren să nu câștige meciurile la FCSB. Atunci trebuie să analizezi foarte bine, nu ești acolo și nu poți să-ți dai cu părerea. Nu? Și atunci nu cred că doar patronul este de vină. Eu cred că la victorie trebuie să fie toată lumea fericită și la înfrângeri sau la eșecuri întotdeauna trebuie să se vina să fie a tuturor. Nu mai o persoană este de vină de un eșec la un joc de echipă. Nu? Apropo de lucrul acesta, viitorul a terminat pe podium, a câștigat cupa, meritul lui Hagi, de departe. Așa, jucătorilor, nu numai logică. E clar că ceea ce, eu cum am mai zis, și la victorii și la succese, nu este doar meritul antrenorului, ci meritul jucătorilor care pun în practică ceea ce le cere antrenorul. Și se pare că la viitorul, Gică Hagi poate să transmită acestor tineri jucători acest joc foarte, foarte plăcut, spiritul ăsta de care au nevoie și clar că au avut un sfârșit de campionat extraordinar. Viitorul era o echipă care era pe 5-6 când au intrat în play-off și au terminat pe podium și au câștigat Cupa României. Deci este un merit extraordinar. La Craiova te așteptai la mai mult? Emulația care Eu s-a uite, creat prin dacă stadion? Viitorul a avut un sfârșit de campionat extraordinar, Craiova a avut un sfârșit de campionat cu multe sincope, nu? Să zic că și atunci, dacă n-ai o regularitate în rezultate și în evoluție, e clar că apar aceste fluctuații de formă și de rezultate. Dar e clar că lucrurile se fac bine la Craiova. Eu știu foarte bine, s-au văzut infrastructura care a creat-o patronul echipei acolo, ceea ce se investește în copii și juniori. Și cred că sunt pe drumul cel bun și pe viitor Craiova va deveni o forță în fotbalul românesc. Încheiem partea internă cu ce te doare, Dinamo, cel mai slab, aproape cel mai slab loc din istorie, de zeci de ani a mai terminat pe locul 9, al doilea sezon fără play-off, în play-out. Lumea își amintește să știi că ultima dată când s-a luptat până în ultima etapă, așa cum a fost pentru titlu, a fost cu tine pe bancă. Ce se întâmplă acolo? Pentru că și tu ai trăit în ultimii ani, se Nu știu, vorbește de Alex, debandată vezi, totală cu Alex, jucători, antrenori eu pot schimbați. să vorbesc de perioada în care am fost eu la echipă și am avut anumite probleme și anumite situații, dar s-au rezolvat. Atunci, dacă nu e zi de zi acolo să vezi ce se întâmplă, nu poți să ai o părere sau nu poți să ai o părere care să fie conformă cu realitatea. Și atunci, e clar că ceva se întâmplă de 2 ani de zile la Dinamo dacă Dinamo nu reușește să se intre în play-off. Și eu am mai zis-o întotdeauna, un play-off fără Dinamo e un play-off mai sărac. Nu vreau să supăr pe nimeni, nu vreau să iau din meritele Iașiului anul trecut sau Sepsi anul acesta, dar un play-off cu Dinamo întotdeauna este un play-off mult mai puternic. Datorită tradiției, datorită suporterilor, datorită derbiurilor care se creează, dar dacă s-au întâmplat anumite lucruri, n-au avut și ei constanță în rezultate, n-au făcut lucrurile bine, au terminat pe un loc nou, probabil s-a făcut o analiză, văd că s-au făcut și anumite schimbări în momentul de față la Dinamo și probabil se va încerca anul viitor să creeze o echipă care, pentru mine, cel puțin să intre în play-off. După aia să se gândească la lucruri mai mărețe. Te-a surprins că a fost dat afară Rednic? Te așteptai să continue? Da, acum nu știu ce s-a... Înțeles că există o clauză, nu a existat o clauză, nu știu ce s-a... E clar că, cum am mai zis, poți să vezi de afară ce se scrie și ce se spune, dar până la urmă e un lucru între antrenorul și patronul echipei. Nu știu ce s-a întâmplat între cei doi. Eu nu credeam că Mircea Rednic va continua. Așa părea. Și a venit această decizie care trebuie să întrebați persoanele implicate în această decizie, de ce s-a luat această decizie. Dinamo și FCSB, cele mai importante echipe din fotbalul românesc, au schimbat antrenorii. Au venit doi antrenori fără nume în peisajul nostru fotbalistic, cu care tu trebuie să colaborezi. Ce aștepți de la Negoie și de la Bogdan Andone?
că bănuiesc că te-a surprins numirea lor. Nu, sunt curios. Neagoi a făcut treabă foarte bună la Sepsi. Atât timp cât a fost la Sepsi, a făcut o treabă foarte bună. Asta le recomandă să facă acest pas spre Dinamo. Nu e un pas care să nu recomande pe Neagoi, sau să nu, ceea ce a făcut la Sepsi nu poate să nu fie luat în seamă. Ceea ce s-a întâmplat la Sepsi le recomandă să facă acest pas spre Dinamo. Sper din toată inima ca să găsească liniștea necesară și formarea necesară să facă ca echipa Dinamo să joace bine, jucătorii să evolueze la un nivel foarte înalt, pentru că atunci și area de selecție este diferită. Nu? Și e clar că în partea cealaltă, la FCSB, după 4 ani în care nu s-a câștigat nimica, sau nu s-a câștigat titlul, e clar că presiunea este și mai mare anul acesta. Hai să terminăm cu fotbalul cel mai frumos din lume, Liga Campionilor. Un sezon nebun pe care l-am trăit împreună, până la finală, care n-a fost deloc spectaculoasă, au fost niște meciuri incredibile. La tine acasă, finala, fără echipă din Spania, probabil te-a surprins, însă una peste alta, parcă Liverpoolului Klopp merita atât ca echipă, atât ca el ca antrenor, săracul după atâtea finale pierdute, până la urmă meritorie. Da, m-am bucurat pentru el, pentru că e al doilea an consecutiv când ajunge în finala Champions League. Anul trecut a întâlnit o echipă mult mai bună, Real Madrid, și au pierdut acea finală de Champions League, dar cred că anul ăsta echipa cea mai constantă pe tot parcursul ediției de Champions League. Și atunci, echipa cea mai bună a câștigat, cu toate că n-a fost o finală, mă așteptam la o finală mult mai spectaculoasă, cu mult mai multe goluri, mă așteptam mult mai mult de la Tottenham în această finală. Și până la urmă există o singură concluzie după acest an în Europa. Anglia a dominat total fotbalul european. Ceea ce poate acum 4-5 ani nu se întâmpla. Nu? Poate nu treceau acum 4-5 ani echipele din Anglia, cu toate că aveau forță, nu treceau poate de sferturi. Și atunci anul ăsta se vede că campionatul din Anglia și echipele din Anglia au devenit o forță în Europa. Îți mulțumesc, Cosmin. Suporterii adevărați ai României să umple stadioanele, nu? Cu Spania, Suedia și Norvegia. Aștept și, sincer, mi-aș dori ca să-i sprijinem pe jucători și în momentele grele din timpul unui meci, și când greșesc anumite pase și când poate iau anumite decizii care nu sunt foarte inspirate. Au nevoie de acest ajutor din partea suporterilor. Sunt jucători, mulți dintre ei tineri, și au nevoie de sprijinul lor și să simtă căldura pe care o simțim în momentul de față la echipa națională. Pentru că o simțim, suporterii vin alături de echipa națională. Am avut foarte mulți suporteri și în Suedia, și în Norvegia, și în Malta. Au fost foarte mulți suporteri și asta nu face decât să dea o și mai mare responsabilitate jucătorilor când intră pe teren și încearcă să câștige fiecare meci. Baftă să ne calificăm la Euro 2020 acasă, pentru că meritați. A fost un dialog cu selecționerul echipei României, Cosmin Contra, care cred că a lămurit ultimele probleme după meciurile echipei naționale. Pe curând, la revedere!